Aceasta a fost atmosfera în care au fost primiți oaspeții cu ocazia zilei porților deschise la Biserica Adventistă de ziua a șaptea. În cadrul întâlnirii la care au participat oameni de toate confesiunile religioase, s-a vorbit despre credință și despre ce înseamnă să îți ajuți aproapele. Ușile bisericii noastre sunt deschise pentru toți cei care au plăcerea astăzi să fie în mijlocul nostru. Astfel de evenimente sunt mai rare, dar de folos pentru mintea și sufletul nostru. Titlul acestui eveniment este Moralitatea ca stâlp al societății moderne. Pentru că astăzi, în centrul atenției, sunt și personalitățile civile, dar și ecleziastice, vom încerca ca să le oferim dreptul la cuvânt, în așa fel încât să promoveze, pe cât posibil, ideea de moralitate. Dezbaterea de astăzi depășește problematica drepturilor și libertăților. Acest subiect a fost dezvoltat joi la Consiliul Județean, când s-a accentuat pe delete ideea de libertate religioasă. De asemenea, oaspeții prezenți au vorbit despre libertate, despre cum este ea înțeleasă și ce ar trebui să însemne pentru noi. Nu pot să uit că într-o vineri seara am primit un telefon de aici, din zona Buzăului, pentru că o slujbă religioasă nu se putea oficia în Crăciunitiv. În data de 16, eram doar de câteva ore președintele acestei asociații, prin voia lui Dumnezeu, și telefonul deja începea să sune, cu tare medic nu poate să-și susțină examenul de rezidențiat. Avem 30 de studenți în zona Moldovei, la Universitatea de Medicină și Farmacie, care nu pot susține, datorită convingerilor religioase, un examen la biochimie. Undeva în zona Olteniei, un om, datorită convingerilor lor religioase, este îngropat în câmp. Suntem liberi! Între discursurile prezentate, soliștii Luiza Spiridon și Cătălin Gâțan au interpretat imnuri religioase spre încântarea celor prezenți. Potrivit gazdelor, prin întâlnirile organizate dintre membrii diferitelor confesiuni religioase, se urmăresc consensul, cunoașterea și înțelegerea reciprocă între adepții cultelor religioase.